Doamnelor și domnilor, vă propun astăzi la jurnalul nostru de carte o poveste reală și cât se poate de emoționantă. În căutarea fericirii de Chris Gardner. Probabil că filmul vă este deja cunoscut. Lansat la sfârșitul anului 2006 cu Will Smith, rol principal, a avut succes la public și datorită faptului că este o ecranizare a unei povești 100% adevărate. Este povestea aia la unui tată care ajunge să trăiască în stradă cu băiețelul lui și cu toate acestea aspiră la un job pe Wall Street. Așadar, vă invit să citiți povestea vieții lui Chris Gardner, un negru care a ajuns din Homeless, unul dintre cei mai bogați oameni de pe Wall Street. La începutul anului 1980, trăind în San Francisco, Chris este părăsit de soție și rămâne cu un copil mic de crescut omul ajunge la un moment dat pe fundul prăpastiei cu tot mai multe datorii și amenzi neplătite. Chris Gardner este dat afară din casă și este nevoit să doarmă cu puștul său prin gări sau când are noroc reușește să prindă un pat în adăposturile pentru săraci. Dacă ar fi fost singur, probabil că n-am fi auzit niciodată povestea lui, pentru că el n-ar fi ajuns bogat. Dar puștul său i-a dat puterea să lupte și să se agațe de viață printr-o pură întâmplare, se înscrie la cursurile de brokeri organizate de o firmă cunoscută. Dintre toți cursanții, compania urma să angajeze unul singur. Pentru ceilalți, cursurile nu vor însemna nimic. Dormind cu copilul pe unde apuca, mâncând la cantinele pentru săraci, Chris are puterea să citească și reușește să obțină nota cea mai mare la examenul final și apoi, desigur, angajarea. În numai trei ani, talentul său în mânuirea clienților care voiau să-și plaseze banii îl fac nu numai bogat, dar și respectat în lumea celor care învârt milioane. În 1987, el a fondat compania Gardner Rich Company în Chicago, una dintre cele mai dinamice firme americane de brokeraj. 20 de ani mai târziu, Chris și-a publicat povestea într-o carte autobiografică, după care apoi s-a turnat și filmul. El spune că forța sa neobișnuită de a-și învinge soarta i-a fost dată de mama lui. Deși trăia o viață modestă, Betty Gardner i-a spus fiului său într-o zi, dacă vrei, într-o zi vei putea face un milion de dolari. Ei bine, Chris Gardner a ajuns în anul 2007 la Montreal să-și povestească viața și să dea sfaturi celor care vor să facă bani. Iar cel care l-a convins să țină un discurs este un român, se numește Mark Pretorian, consilier financiar la o firmă canadiană. Se pare că românul se afla în Omaha, statul Nebraska, la o conferință anuală și a vizitat un muzeu în afara orașului. Acolo, într-un hangar de avioane luxoase, Chris Gardner stătea de vorbă cu o asistentă. Mark și-a făcut curaj și l-a abordat spunându-i că vrea să-l ducă la Montreal. Garner a zâmbit atunci și a spus că este un copil, pentru că nu poate aranja un asemenea eveniment, care costă o avere. Mark i-a răspuns cam așa, nici tu nu aveai nicio șansă când dormeai pe stradă să ajungi milionar și ai reușit. Chris Garner l-a plăcut pe românul nostru, pe Mark, și a acceptat provocarea, iar evenimentul a fost unul nemai văzut până atunci în Montreal. Conferința a avut loc pe 28 septembrie 2007. Acum, întorcându-ne la carte, vreau să vă mai spun doar că ea are o mare încărcătură emoțională, iar transformarea eroului principal pe parcursul zilelor descrise de el, felul în care și-a depășit temerile, și-a înfruntat gândurile negative, și a reușit să, să construiască un om determinat, conștient de propriul potențial, poate fi un exemplu pentru multe persoane. Dincolo de scritura plăcută, cursivă, care nu te lasă să pui cartea deoparte până nu o termini, veți întâlni și un text motivațional de excepție. Sigur, filmul cu Will Smith în rol principal a fost nominalizat la Oscar și a câștigat Globul de Aur. Dacă alegeți să vedeți ecranizarea, veți observa că în câteva cadre ale peliculei își face apariția și Chris Gardner cel real, ceea ce conferă o încărcătură emoțională destul de intensă, zic eu. După ce veți citi carta, veți trage propriile concluzii, cu siguranță. Dar, citatul următor, nu are cum să vă scape. Nu da voie nimănui să-ți spună că nu poți să faci ceva. Dacă ai un vis, trebuie să-l protejezi. Dacă vrei ceva, încearcă să-l obții. Punct.